Duminică seara, pe scena Casei de Cultură din Constanța, a avut loc un concert de colindă la care au participat coralele Arhiepiscopiei Tomisului, dar și alte formații constanțene. La eveniment au participat înalt preasfințitul părinte Arhiepiscop Teodosie și înalt preasfințitul părinte Gherasim, Arhiepiscopul Râmnicului. Nu puteam să trecem peste Ziua Națională pe neobservate. De aceea, iată, am simțit în seara aceasta că dumneavoastră, constanțenii, meritați acel cuvânt pe care vi l-am spus ieri, că stăm pe un pământ atât de sfânt și cel mai însemnat, indiferent de unde suntem veniți, suntem urmașii celor mai viteși dintre geți care au fost aici în Dobrogea, despre care se vorbea cu faim în secolul V înainte de Hristos. Singurul popor care a reușit să înfrunte perșii și să-i învingă, cu adevărat, Dumnezeu ne-a cărăzit acest ținut și Dobrogea este ținutul cel mai vechi românesc și de mare importanță. De aceea trebuie să fim și patrioți, să avem sentimente religioase, dar și sentimente naționale. Pe lângă mult așteptata corală Armonia, pe scenă au evoluat grupul bizantin Sfântul Vasile cel Mare, corul parohiei Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Constanța, grupul coral al Școlii 39 și grupul coral al Centrului Cultural Județean Teodor Burada. Au fost interpretate melodii patriotice, dar și colinde.